Aș încerca să fac, ne ruga cineva, un dialog și este binevenit în această emisiune între Dan Diaconescu și invitatul său din această seară, marele jurnalist Grigore Cartian. L-am lângă mine în această seară pe prietenul meu și amicul colaboratorul nostru, domnul Grigore Cartian, jurnalist cu notorietate, jurnalist binecunoscut, care ne face onoarea să fie alături de noi. Domnul Cartianu, care vine direct încălțat de la muncă. Acum am aflat că el se încalță exact ca fotbaliștii, atunci când aceștia poartă pantofi cu crampoane și Grigore Cartianu tot cu crampoane. Când aceștia joacă în noroi, vine în cizme la muncă și Grigore Cartianu. N-are timp din aceste motive să se dea cu parfum. El a fost de mai multe ori acuzat de către mai mulți impresari din fotbalul românesc. Nu le mai dăm numele, că ei nu vor să apară la OTV, televiziunea poporului. A fost acuzat că nu s-ar da cu deodorant niciodată, ci că ar fi certat cu dușul și cu spuma de baie. Așa este, Grigore? Sunt totalmente indignat că un moderator și un om, o emisiune de calibru, emisiune pe care o produci, îl bagă în seamă pe Giovanni Becali. Giovanni Becali este o scursură de impresar și chiar dacă am trezit un pic din somn pe ziga, să caute o emisiune de televiziune. Grigore Cartianu e puțin îmbujurat pentru că a venit, vă spuneam, direct de la Porumb în această emisiune. Își va reveni puțin după ce își va da puloverul jos de pe el, care într-adevăr miroase a transpirație, și ne va vorbi și despre alte subiecte. Deci cam asta ar fi fost dacă venea Cartianu într-o seară în care sigur că tenta era înspre vaccinarea la televiziunea poporului. S-ar fi vaccinat probabil și Grigore Cartianu acolo, tot cu vaccinul poporului, și cred că lucrurile ar fi mers un pic mai bine.